Salutare, oameni buni, pentru astăzi ziua de marți, 29 noiembrie, vă propun biletul meu. Biletul de ieri a fost un bilet câștigător, am jucat pe Brazilia să marcheze în a doua repriză, am jucat Serbia câștigă oricare din reprize, a fost 2-1 pentru Serbia la pauză, am avut noroc, meciul s-a terminat 3-3 și am jucat Portugalia cu Uruguay, 2 plus goluri și acolo am avut un pic de șansă. Pentru astăzi avem așa câteva meciuri la mondial, se joacă la 5 și la 20. După Olanda, Senegal, Ecuador, Qatar, Ecuador, Senegal. Senegalul a jucat foarte bine în meciul cu Olanda, dar au pierdut 0-2, au bătut apoi pe Qatar. Ecuadorienii l-au bătut și ei pe Qatar, dar atenție, în meciul direct cu Olanda, Ecuador a reușit să scoată un punct 1-1, un joc foarte bun, o echipă solidă, o echipă de asta defensivă, mai mulți jucători care joacă prin Mexic, prin Argentina, nu sunt jucători care joacă în Europa. În schimb, Senegalul are o echipă care joacă foarte bine cu jucători în Europa, au portarul Mendy, Coulibaly, fundaș la Chelsea, Gueye la Chelsea, și mijlocaș Diata de la Monaco în față Dia care joacă la Salernitana. Senegalul are jucător bun, Dia ăla e un atacant foarte bun, a marcat în victoria 3-1 cu Qatar. Au avut posesie mare, au avut și vreo 7 corneri. Senegalul merge aici și la corner, a jucat un peste 4 cornere Senegal. Are nevoie de victorie Senegal pentru că Ecuador a făcut un egal cu Olanda. O să joc un X2 pe Senegal la o cotă de 1.4, 1.68. Iar apoi în țara galilor cu Anglia, țara galilor și Anglia. Anglia a câștigat primul meci clar cu Iranul 6-2, dar n-a fost o diferență atât de mare. Iran și SUA sunt pe locul 2, respectiv 3. Iranienii se bat pentru un loc în calificare mai departe. Ar fi absolut istorică calificarea Iranului dacă ar reuși. Dacă face Iranul ar fi să câștige, atunci Anglia cu un egal rămâne pe 2. Echipa englezilor este una foarte bună și cred că în fața țării galilor care a pierdut meciul 2 cu Iran, a luat roșu portarul lor care nu va juca acum. Eu zic că țara galilor este foarte, foarte modestă și meciul cu SUA a avut mare noroc că a scos un egal. Anglia cred că bate, i-a bătut în meciuri directe cam tot timpul, în meciurile directe. Dar eu voi juca pe Anglia 2 solist la o cotă de 1.60 și pe Anglia 2 solist la 1.52. Avem Senegal X2 și Anglia să bată pe țara galilor. Din aceste două meciuri avem o cotă 2.55 a biletului. De azi, dacă ar fi un marcator, să mergem pe un marcator azi, Harry Kane, care nu a marcat până acum la acest mondial, cred că va reuși să marcheze astăzi. Este meciul 3 cu țara galilor, o echipă foarte slabă. Și eu zic că marcator Harry Kane, îl jucăm la 2 și 10 single jucat pe bilet, Harry Kane să marcheze. Acestea sunt ponturile mele, biletul de cotă 2.55 și Harry Kane să marcheze unități. Acestea sunt ponturile mele, mersi de atenție, baftă la pariuri.